mergem la următorul invitat care se împarte între Lenuțe și Mării. Cam netradițional, dar putem spune că este un om plin de viață și de voie bună. Vreau să-l invit aici alături de dumneavoastră pe Ionică Moroșanu! Așa, bă, Ionică, băi! Așa, mă, zi! Ia, fii sincer. Ziua bună tuturor! Te-a întrebat vreodată cineva dacă ai vreo legătură cu Cătălin Moroșanu? Bă, de multe ori mă întreabă și eu le zic, bă, eu doar vă cânt, nu vă și bat, da. În prețul ăsta, știi? Da. Perfect, mă bucur că ești astăzi aici, pentru că tu ai avut o viață, am citit mai multe despre tine, nu ușoară, adică te-ai dus la un moment dat în Italia să cânti ca să-ți faci rost de bani pentru instrumente. Așa-i. Nu? Așa-i, așa-i. Cum a fost? Mă, să știi că a fost o experiență foarte faină pentru mine. Ai vândut haine în obor sau unde ai vândut? Un fel de obor de la ei, da. Ai înțeles? Da, și mereu aveam o mașină de aia, gen cu taraba montată direct pe mașină, ai înțeles? Deci tu te-ai dus în Italia, deci nu în România, mainele, în Italia, ca să vinzi haine și să faci rost de bani, ca să cumperi instrumente, să cânti la nunți. Da. La anunț, la concerte, cu metrii de astea, ce. Și ți-ai luat orgă, microfon, microfoane, boxe, mixer, nu, tot ce are nevoie omul ca să-și facă treaba. Mie mi se pare foarte tare, să știi, pentru că înseamnă că îți dorești foarte tare să cânti și să fii pe scenă. Din suflet, asta fac de mic și vreau eu să cred că mă descurc. Adică, păi știi te ce descurci, zic? Eu zic. Da, că merge treaba. Da, merge foarte bine. Astăzi am venit la voi cu piesa și Lenuțe și Mării. Exact, asta spunea și eu, te împarți între Lenuțe și Mării. Cătăline, să știi, nu vreau să trag foarte mult de timp, pentru că știu că vine, urmează Luminița Anghel, care pentru mine e o doamnă extraordinară. A fost ziua ei săptămâna la mulți trecută. Ani să fii sănătoasă. Vreau să spun doar atât, vreau să-mi dai voie să le mulțumesc celor care și-au pus tot sufletul și de unde o pleca piesa asta și Lenuțe și Mării. Aș începe așa cu Vali Doagă, compozitorul și textierul liniei melodice și a versului. Mai departe am vorbit cu Marian Alexandru, violonistul, dirijor orchestrei naționale. Așa. Și mi-a zis, bă, te duci la Cătălin, că noi am zis, dacă cu el am făcut piesa, zice, te rog mult de tot, pupă-l și pe el și pe Andra din partea mea. Așa am că înțeles. Ți-am spus din tot sufletul. Îl salutăm. Și vreau să-i mulțumesc de asemenea lui Oleg și Ina Budnaru, pentru că el e regizorul și scenaristul acestui videoclip. Adică avem și videoclip, oameni buni, la Lenuțe și Mării. Imediat Ionică Moroșanu o să ne cânte piesa asta. Dar știi care e toată povestea? Am înțeles că tu ești și naționala de fotbal a artiștilor? Da. Campion mondial anul ăsta. Da, da, da. Da. Unde ai câștigat? În Rusia, nu? Da, da, la Moscova se ține. Se numește Art Football. Să și cântă, să și joacă. I-am bătut păruși în finală. Tu ce ești? Ce post ai? Fundaș dreapta. Enache, că e și el, Adrian Enache. Adrian Enache e atacant. E atacant, da? Da? Deci a dat ceva goluri. Da, da, da. E da, bun, da, nu? Da, da, toți joacă bine. Altfel nu eram campion mondial. Sunteți o gașcă faină, bravo vouă. Ionică Moroșanu, oameni buni, puteți să-l căutați și pe Instagram, și pe YouTube, și pe Facebook, să-l găsiți, pentru că v-am zis, e un băiat foarte mișto și în același timp și ce-mi place mie la tine, că ești foarte plin de viață de fiecare dată. Mulțumesc, fain, Doamne ajută. Asta vreau să zic, că țăran, dar cu Instagram mai nou. Ai înțeles? Vă aștept și pe contul de YouTube Ionică Moroșanu, unde puteți de altfel să vedeți videoclipul ăsta șmecher pe care vi-l prezentăm astăzi. Adevărul e că în ultima perioadă toată lumea are Instagram și se pozează acolo. O nebunii lume s-a dus. Da, gata. S-a dus. Dar pe Vlăduța Lupou urmărești pe Instagram? O, și încă cum? O tot o urmăresc, că poate o prind pe undeva și eu. N-ai cum să mai prins, că s-a măritat. Am văzut că a luat butonul ăla. O luat butonul ăla fain de argint. Da, da. Felicitări, Vlăduța. Pentru care 100.000 de subscriberi acolo. Oameni buni, dacă sunteți cu ochii pe noi, puteți să faceți așa un Insta Story direct acum și să îi trimiteți Vlăduței să vadă că o pomenim pe aici, pe la emisiune. Așa că, Vlăduța, te pupăm, să ai baftă și succes și te mai așteptăm cu mare drag la emisiune. Aici vedem niște poze foarte dragi ție. Da, îți imagini de-a mus 3 ani de zile de la nunta noastră. Ai văzut cine e în poză pe lângă noi? Am un 0.50 la ochi, eu drept cam departe monitorul ăla. Marius China. Da, e managerul meu și îi mulțumesc din suflet. El a fost nașul tău, nu? Da, e și manager și naș. De tot ce l-am pus noi. E un băiat foarte bun. Da, da, îi mulțumesc din suflet pe această cale și vreau să-i mulțumesc întregii echipe Sprint Media care se ocupă de treburile astea lui Moroșanu. De treburile tale, adică pentru evenimente, spectacole, da. Pentru să știi că duminică știu că ai fost la Focșani, ai prezentat da, ceva. Da, da. Dacă veneai sâmbătă, mă prindeai pe scenă. Hai de capul meu.
Nu mai putem da timpul înapoi acum. Duminică, da, vreau să-i salut pe prietenii de Focșani. A fost chiar foarte tare ce s-a întâmplat acolo. Finalul a fost cu Elena Paparizu. Da, Elena Paparizu, cea care a câștigat Eurovision în 2005. Foarte tare a făcut spectacol și foarte tare a făcut show-ul acolo. De aia îi cine îi. De aia îi cine îi, da. Și de asta, Ionică Moroșanu, cine îi. Pentru că acum o să ne cânte și o să vedeți și videoclipul Lenuțe și Mării. Cu foarte mare drag. Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați primit în casa asta faina voastră. Mulțumim mult. Bă, dar ce pantofi ai acum, văd. Da, dă-i încolo de papuci, că am venit să vă cânt eu. Da, lasă un pic, stai un pic să văd că sunt papuci moderni, dar sunt cu motive tradiționale. Da, am zis ca să... Ăștia s-a făcut pe comandă. Am zis ca să îmbunătățim un pic treaba lui Moroșanu, să... Ăștia s-a făcut pe comandă, a? Da, da. Bravo, merge bine treaba. Mulțumesc, fain, foarte bine. Doamne ajută. Să știți că Ionică e un băiat senzațional. Eu l-am văzut la ceva evenimente și petreceri. Și ce e cel mai important e că ridică toată lumea în picioare. Asta contează. Mulțumesc, fain. Lenuțelor, măriilor, piesa asta e pentru voi. Dați televizorul tare! Să-i fac inima mea, păcătoasă cum e ea. Toată ziua ar iubi, parcă lumea s-ar sfârși. Ce să-i fac inima mea, păcătoasă cum e ea. Toată ziua ar iubi, parcă lumea s-ar sfârși. Lenuțe și mări, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Și eu nu am ce să-i fac, asta-i oală fără leac. Of, inima mea nebuna. Și lenuțe și mări, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Și eu nu am ce să-i fac, asta-i oală fără leac. Of, inima mea nebuna. Cu ochiul-n drum. Când mi-a fost mai mare drag de o mărie din sat. O lenuță, nu știu cum, mi-a făcut cu ochiul-n drum mare. Și lenuță și mări, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Și eu nu am ce să-i fac, asta-i boală fără leac. Și lenuțe și mării, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Și eu nu am ce să-i fac, asta-i boală fără leac. Of, inima mea nebună. Într-o joi la târg, inima puleu s-o vânt. Dar nu vrea nimeni să ia o inimă ca mea. M-am dus într-o joi la târg, inima puleu s-o vânt. Dar nu vrea nimeni să ia o inimă ca mea, măi. Și lenuțe și mări, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Și eu nu am ce să-i fac, asta-i oală fără leac. Of, inima mea nebună. Păi și lenuțe și mări, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Păi și eu nu am ce să-i fac, asta-i oală fără leac. Of, inima mea nebună. Și lenuțe și mări, așa-i place inimii. Vrea să iubească într-una. Și eu nu am ce să-i fac, asta-i oală fără leac. Of, inima mea nebună.
Și Lenuță și Mării, videoclipul are de toate, are acțiune, are dragoste, o adevărată lecție de viață videoclipul tău. Îți mulțumesc din suflet, e meritul al lui Oleg Budnaru de la Chișinău. 3 zile, frate, am filmat la el. 3 zile, film, tată. Până a stat găina în clip, îți dai seama că a trebuit să regleze acolo treaba. Îți mulțumim mult de tot, Ionica. Eu vă mulțumesc din suflet. Să rămâi la fel cu simțul umorului și băiat de treabă. Zi. Doamne ajută, Țucu Pandra din partea mea și pe Pepe și pe tot neamul vostru. Exact. Vrei ajută. Să zici să nu uităm ceva? Da, să nu uitați să intrați pe YouTube. No, poate fac și eu buton butter de badog dacă nu de tablă. Asta e, stai baftă. Adică... Căutați Ionica minune. Ionica Moroșanu, minune, mă. Minune, zis Moroșanu. A căzut o minune, asta e partea a doua. Atent, Ionica minune e unul dintre cei mai tari acordeoniști din România. Știu. Adică te-am comparat cu cineva foarte tare. Știu. Ionica Moroșanu pe YouTube, Lenuțe și Mării. Mulțumim mult de tot, Doamne Ionica. Ajută. Ne așteptăm cu drag, mulțumim mult. Mulțumim. Doamne ajută. La revedere.